Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. După cum ați văzut ce am postat zilele trecute, nu știu când postez videoclipul ăsta și de asta zic zilele trecute, poate postez chiar diseară sau mâine cum noi filmam. În fine, filmez asta fix după ce am făcut clipul ăla cu cheițele de Steam. Și da, am spus că o să fac episoade cu jocul ăsta, că chiar îmi place. A început, nu știu, m-a captivat așa cum a început jocul. În fine, hai să dau și drumul la cronometru, hai să dăm și pe New Game, confirm. Că na, poate unii n-ați văzut clipul ăla, cine știe. Care am jucat un pic din începutul jocului. Dead? Nu dormi, tată, nu dormi, că e timpul să te culci. Nu pot dormi. Poți să-mi spui o poveste? Ok. Ce vrei să auzi? Ceva, ceva despre aventură? Cred că știu doar că... When I was your age, când am avut vârsta ta, cel mai mare vis al meu a fost să-l urmez pe unchiul meu Fred în una din aventurile sale din jurul lumii. Într-o zi, el a dispărut. Și de aici începem cu povestea. Nu știu, așa ideea asta, gen... Cum a început jocul, chiar foarte fain. Deci asta dublu vâne mișcăm, zoom dăm așa, ok, primez mesaje ca de obicei, văd, na, că v-am făcut și o rimă. See if Fred was home yet from his latest adventure. Uite, știu, deci asta e în casă la unchiul său. Ok. Bă, interesantă casa lui ăsta. Ce neba fi chestiile astea? Utilie de... ce asta? Propan? Ok. Radio. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro. Deci a fost în Galapagos, Kilimanjaro, Nepal. Mișto unchiul ăstuia. Degeaba se cheamă Story About My Uncle, presupun. Ia mă, ce e aici? Ok. Vă scurez dacă tot ce aici are legătură cu jocul, tot ce e în încăperea asta. A, deci noi acum suntem cu un narator. Exact gen cum e ăla cu Stanley... Nu mai știu cum. Adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. Starting, initialize, there fighting, he kept target. His newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Acum ce că folosește asta. Nu știu că dacă acum nu umblu pe mic, se duce singur acolo, cred. Nu? Nu te duci singur? Ba da, se duce singur. Nu pot să mă opun, ok. Și acum ne ducem către stele. Story About My Uncle. Și până acum așa, genul ăsta e povești de-astea ce ți le spune tactul înainte să adormi. Frumos. Și de aici începe acțiunea. Pă shift așa, ochi pă spui, uite cât sar. Opa! Aici văd că salvăm. Mergi nou. Hopa! Jocul ăsta poate că l-ați mai văzut la... The Real Red, pe fundal, la vreo două videoclipuri, când zicea parcă de, nu știu, de Bulangie, de Shelly și cine mai era. Ok. Click dreapta to charge și... Spook! Și încă o dată... Spook! Și sărim așa. I was sure that someone had been here before. Și mai sărim o dată, hopa! Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Șer și-am greșit săritura. Yay! Deci. Sau nu, 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 nu. Stați că am făcut... cumva odată. Când eram în timpul alergării, cred că trebuia să-i dau drumul. Deci. Na, aici doar am sărit.
Băgam-mi și picioarele, că nu mai știu cum făceam. Deci, while sprinting to power leap. Deci... Așa! A, cam aș pierde de mesaje. Bun, haide. Hop! Așa. Hop! Și ne ducem aici. Acum în ce parte o trebuie să mă duc, că nu știu. Hai să vedem pe aici. Căcat. Ok, am căzut. Deci ăsta aici fix între astea două, ok. Haide aici atunci. Să intru înapoi în cronometru, să nu mai stau pe mesaje. Du-te, du-te. Ta. De aici, de aici, așa. Așa. Oare asta o fi de salvat? Cine știe? How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite where Fred must have slept before going further. Aici n-am unde să mă duc, ok, atunci trebuie să mă întorc. Because the place was littered with empty packages of his favorite foods. Sări, bun. Hop. Soups, tube food. Hai că am băgat viteză prea mare. Tube food. That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter, Uncle Fred and I went hiking into the mountains and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days. Okay, Blizzard, ăștia sunt cu jocuri, Blizzard. Food and cold canned goulash as well. Your grandmother was worried sick, but I thought it was all very exciting. Trebuie să sar pe aia sau? A, uite aici. Aolo, ce mamețește. Opa. Bine că nu-mi iau damage de la căzături. Dar văd că și gravitația e mai mică pe aici. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Ok, și acum ajungem la... Progresul pe unde era și derriere de-l vedeam noi. Ai, se încarcă asta, cam cât de mult o pot folosi să înțeleg. Opa. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain. Hai că scoți și urma după ce trebuie să facem asta. Fred had gone. Opa. Du-te. Ok, din nou. Hop. Ma. Fix pe lângă. N-am deloc simțul găurii. Să-mi bat picioarele și am căzut. Opa. Iar m-a lovit de bolovan. Eu încerc să fac o schemă, gen cum face Spider-Man. Așa. Ok. Ai, mă, nu m-a lovit de bolovan acolo. Ia, văd că m-am mai adăugat careva la prieten pe Steam. Și astea alte spre de... Aia e prea departe. Tot de asta trebuie să mă prind. Ok. Poc, așa! Du-te, hop. Du-te pe bolovan. Acă așa să mă duc înapoi acolo. Mi se pare că se și... Salvează, hai mă, du-mă înapoi, du-mă înapoi, du-mă înapoi, hai odată. Opa, hai că-mi place chestia gen când sari să... Bun, cred că s-a salvat aici, presupun. Hai că nu-i greu jocul ăsta. Și acum? Ah. Ok, hai de aici. E bine că și cum am călcat pe un pătrat ăsta.
mă salvează. The adventure suit was fantastic. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. Asta acum ce povestește tasul lui Fisu. Asta e mișto. Da, am de ce să mă prind. No. Să ce să mă prind de aia? Opa. Asta mă, că am click dreapta și pot să sar. Ok, hai că e bine. Se mai dă o dată așa un... Și hop! Du-mă sus. Nu așa. Ce mesc? Mai sus o trebuie să mă duc. Pe partea asta trebuie să mă duc, deci. Hai, dă-mă jos, pune-mă la loc. Trebuie să mă țin de aia, înseamnă. Dumă, 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 dumă. Hop. Nu. Am căzut tare. Și de aici? Asta se duce doar până aici. Și de aici, încolo, ce trebuie să fac? A. Bun, du-te, 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 du-te. Mamă, dar... Bine că nu mă demergiuiesc așa. Deci nu știu pe unde trebuie să mă ducă. A, sus acolo. Și mă învârt ăsta. Și... Opa! Chiar ușor jocul și îmi place. Așa interactiv, cum trebuie să te folosești un pic de... Să abordezi această mecanică. Ok. Te mă duce? Aha, în asta. Opa! Bă, dar la fix m-a dat. Și de aici? Ok, vine aia încoa? Nu, sau? Vine? Nu, cred că trebuie să mă duc la asta de jos de acolo. Și... Am luat eu degetul, băga-mi aici picioarele. Du-te, du-te, du-te. Atât, perfect. Acum, bolovanul ăla mișcător, să înțeleg. Bine că n-am așa o limită de energie ce pot folosi. Dar cum mă... Aha, aici. Ok, du-te. M-am lovit de ceva. Atât. Du-te, 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 du-te. A, nu-i rup podul, ok. Ba, cam e. Îmi place cum am băgat așa pe sub pod. Hai, cazi. Deci de aici așa. Ok. Poc. Du-te, du-te, du-te. Am două de-astea, ok. Aia nu-s destul de aproape. Băga-mi aici picioarele, deci din nou. Uș. Ne. Nu, nu pot încerca, trebuie neapărat să mă lovesc de asta. Ok, atât. Du-te, 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 du-te. Ăla-i, bă.
Atât. Și cu atât, dar îmi place că se face mai încețușată imaginea, gen e ceață pe aici. Ok, să vină bolovanul ăsta aici, să ne prindem de el. Ce mă învârte. Ok, du-mă pe aici așa. Poc. Așa. Și ce să mă duc tare. Opa. Căcat. N-aia să aștept să se întoarcă asta sau. Atât. Du-mă, 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 du-mă. Așa. Și apoi ăsta se ridică. Și hopa. M-a lansat aici. Hai că e chiar ușor joc, îmi place. Nu așa că te plictisești după masă. Chiar e plăcut. Nu e să te streseze mult și... A, două pietre, ok. Deci dacă am atins piatra radio. Hai du-mă aici. Poc. Dar mișto că nu se rup podurile astea. Bun, și nu mai continuă asta să povestească? Ia. Na, nu m-am prins. Ok. Na, trebuia să mă mențin de el, era același. Se duce înainte, nu? Da, înainte se duce. Ok. Fugi. Atât. These blue lights. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well? Și atât? Ăsta a fost primul capitol, să înțeleg, nu? Sau nu? Ia, lumini. Ce căcat o fi pe aici? Și eu doar merg acum, ok. Ce-i asta? Hello, who are you? You're not from here. Wow, you look just like Fred, but smaller, and with less hair on your face. Ce tare. She knew Fred. I told her that he was my uncle, and that I was looking for him. What's an uncle? I said that he was, that I had known him all my life. Really? Me too. I'll help you find him. I'm Madeline. The others call me Mad Maddie. Deci Madalina, să înțeleg că îți traduce astea numele. I don't know numele. Why really. But you can call me să-l găsim pe Fred. Câte picioare, câte jejete are asta? Let's meet over there in the square. I'll show you around. Cinciare. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. I couldn't believe it. An underground village. Inhabited by... Da, și deci continuăm povestea. Eu sper că vă place ideea așa de joc cu care, în care toată acțiunea se petrece de-a lungul unei narațiuni de ne povestește tasul, fisul sau fisa ce-o fi aia povestiri cu unchiul sau ce zicea în fine. Noi chem aici această poveste numai la story-ul jocului Megandu. Acest episod sper că v-a plăcut și cam atât. Ne vom auzi la un alt videoclip. Ciao, les!